revenit la teroare în bucătărie. Teroarea de astăzi este o tentativă numită rulada la Ștefania sau mușchea la Ștefania. De ce am înțeles e rulada. E o combinație de gen chifteluțele suedeze, numai că se face în formă de chec și arată foarte bine. Aici avem carne tocată de porc pe aici, pe dedesubt. Pe dedesubt i-am zis că am niște carne tocată în congelator, dar era bucata de carne și am tocat-o în minunăția asta. Trăiască 3 în 1, mixer vertical de 3 în 1. Și aici o să toc niște ceapă, ardei gras, un bucățică mică de ardei iute și usturoi. Și să facem o pastă și să amestecăm toate astea. Se mai pune, din ce am înțeles, cimbru, sare, piper, boia, bineînțeles, că rețeta este de parte, așa, înspre Ungaria și avem boia. Pâine muiată, bineînțeles, ouă. Din chestia asta, din amestecul ăsta, se întinde. La mijloc se pun... O, se întinde, se poate face ca și rulada și era să zic rostogulește. Înțelegeți voi? Și se pune ouă fierte întregi sau poți să pui în forma de chec, din ce am înțeles trăiască minunatele rețete. Pui jumătate, pui ouăle, împlânți acolo și pui peste. Oricare variantă, din ce am înțeles, este acceptată. Acum eu o să încerc o variantă de variantă care ceva. Să vedem ce este. Deci, până acum să fac minunile astea, cred că o să bag acolo și unul, mai vedem. O să le amestec. Trebuie să fierb minunatele ouă. Și... vedem. Să începem minunata rețetă. Bun, am revenit după ce am făcut amestecul. Am făcut tăvița. Am făsuit-o și cu ulei. Avem și ouăle fierte. Și acum eu o să fac varianta de pus așa în straturi, cum ar veni. Pun partea asta, pun ouțele și mă gândeam să pun un pic de telemea. Să vedem dacă este. Partea interesantă că am pus un pic de usturoi, vorba lui Sorin, miroase a mici, le-ar mai trebui ce-i drept niște bicarbona și cred că cam aia e. Oricum arată ok, am mai pus niște pâinică, că era la un moment dat mult prea moale, o pâinică din aia care au găsit la Lidl, ceapata din aia cu măsline. Deci o să aibă un gust interesant. Ne vedem la final test. Să vedem ce Dumnezeu am făcut eu aici. Și am revenit cu dezastru din farfurie. Pentru că n-am tăiat-o ca lumea. De ce să tai ca lumea când poți să n-o tai ca lumea? Arată cam așa. E drob. Ne-am zis că e ca drobul. Mai trebuia niște pătrunjel și mărar și ăla era. Era ceva de perișoare. Mira, da. Arată asta... drob și are gust de nu știu ce. Hai, așa vedem. Dacă, nu știu de ce, dar mi-a mirosit tot timpul acerbă de perișoare. În ultimul halzon. Bine, tipul ăsta de rulada la Ștefania se face exclusiv cu carne de porc, cică. Dar eu am avut și vita. Nu-i ea. Nu-i ea. Gusta nu știu ce, dar nu-i ea. Ce cu partea ta aia? Seamănă alea că drob. Da, e drob. Uite și ăla mic. Stați așa că trebuie să vă arăt. Hei, răbutele jos. Răbutele. Adică miroase într-un fel. Apetisant sau mai puțin apetisant? E comestibil? Eu zic că e comestibil. Dar cred că e mai bună rece. Da. Acum e caldă, ca să știți. E varianta caldă. Păi să faci și cu rece. Să facem și cu rece? Da. Taste test? Mm-hmm. Atunci mâine de dimineață facem cu teste cu rece. Mă rămâncăsc acoperim. Și vedem. Da. Păi nu, că trebuie să acopăr tava. Momentan e un ceva. Discutabil. E un ceva discutabil. Vedem de dimineață atunci. Nu, temporar atât. Bun, am revenit și cu varianta la rece asupra
Rulada checului, Dumnezeu știe ce e asta, că numai rulada la Ștefania nu e. E mai nașpa, rece, surprinzător, nu știu de ce. Are o lipsă și parcă nu e atât de condimentat pe cât ar trebui să fie. Adică când era cald, era mai condimentat, mai aromat. Așa că asta este varianta finală. Eu ce voi face mai încolo o să fie un sos și o să-l țin în sos. Un sos aromatizat cu sos de roșii și tot felul de condimente, astfel încât să fie mai bine. Și o să-l dau la... Dau la... Nu știu dacă o să-l dau la cuptor. Dar n-aș striga să-l mai dau un pic la cuptor odată. Și cel mai probabil cu niște piure, niște legume, nu este treaba. Cam așa arată. Adică nu arată rău, numai că... Parcă n-are niciun Dumnezeu. Așa că asta este partea de final la rețeta asta. Ca să o lăsăm așa frumos, o să partea de sos, asta puteți să o faceți și voi. Vă recomand să respectați rețeta, să nu intrați în panică în cazul în care nu vă iese gustul la care îl credeați. Se mai pot face modificări. În sensul cum o să fac eu cu sosul de roșii și condimente. No, cam atâta. Bye!